Leo, bună seara la toată lumea! Sper că ați avut o zi mirobolantă. Normal că nu putem începe stream-ul fără o guriță de bere. Din câte am auzit, Game of Thrones, sau mă rog, următorul sezon, habar nu am al câtelea sezon este. Toți fanii Game of Thrones de-abia l-așteaptă. Sunt toți cu... Sunt curios despre ce-i vorba, am zis, nu știu povestea, dacă știți povestea, dacă într-adevăr este relevantă cu filmul sau cu povestea reală din spatele serialului, vă rog să mă ajutați și pe mine să înțeleg despre ce-i vorba. Sunt curios, măcar dacă voi știți Game of Thrones, seamănă personajele astea cu ceva din serială? Habar n-am ce joc aici. Știu, cum îl cheamă? Jon Snow. Jon Snow știu cum arată. Ah, pick-up. Select impresionatul pick-up, sir. Okay. 6 viewer, dar nu pot să fac față așa de mulți. Stai, Iron from Ice, nu știu. Iron from Ice! Putem da seama, jocul e făcut strict bazat probabil pe poveste, adică văd că totul e destul de cinematic mai mult. Oh, mamă, dar-s bun deja la jocul ăsta, genial! Ăsta adică nu l-au văzut. Nici că era sol lumina acolo. Atât. Măcar melodia. Deci melodia asta face tot. Asta e într-o filmului sau ceva de genul ăsta, nu? Serialului, mă rog. Da, deci până în momentul ăsta chiar lasă de dorit. Tai porcul! Tai! Lasă-mă să tai porcul! Lasă-mă, te rog, să omor porcul ăla! Hai! Dar nu avem noi furcă? Ălei! Și bărdiță! Ălei! Bărdiță, jos! Jap! Jap! Mare bărdiță după ceafă ce i-am dat! Îi arătăm mare sabie, mare paloș pe care l-avem noi. Nu, aparent l-avem și pe... Rogopeanu, ce joc e ăsta? Este Game of Thrones! Are o grafică extraordinar de proastă. Gameplay-ul este... prost, foarte prost. Mă plictisesc teribil. Da, e o variantă foarte proastă de Game of Thrones. Ăsta este un joc care nu merită jucat, mai ales că următoarele episoade din chapter din joc costă. De ce aș plăti pentru așa ceva? Principiul, jocul nu merită. Nu merită deloc, are nicio relevanță. Am primit un achievement pe Twitch. Am făcut ceva productiv. Seară faină. Weekend fine în continuare. Ne vedem data viitoare.